Jurnalele RTT. Știri la fix. Imagini de groază surprinse într-un adăpost pentru câini din Prejmer. O tânără care luptă pentru drepturile animalelor spune că a descoperit în interior cel puțin 20 de pisici și 60 de câini morți într-o mizerie imposibil de suportat. Vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Cei câțiva câini care mai erau în viață abia se mai pot ține pe picioare și tremură din toate încheieturile. În imaginile filmate de tânără se văd cuștile și încăperile mizerabile în care nimeni n-a făcut curat de săptămâni întregi și unde zeci de patrupede și-au găsit sfârșitul. În timp ce cadavrele de câini sunt presărate peste tot, o cameră este tixită cu conserve de carne și saci cu mâncare uscată pentru animale. Imaginile postate pe Facebook sunt însoțite de un text în care tânăra iubitoare de animale acuză autoritățile că au refuzat să intervină după ce au fost alertate. Guvernanții mai dovedesc încă o dată că trăiesc într-un stat paralel. Comisia de insolvență la nivel central a stabilit criteriile unui trai decent pentru o familie compusă din 4 membri, 2 adulți și 2 copii. Potrivit calculelor oficiale, familia s-ar descurca cu mai puțin de 1000 de lei pentru mâncare și doar 53 de lei pentru educație pe lună. Brașovenii cred că pușcăria și trăiesc mai bine decât românii simpli și că guvernanții nu au nicio legătură cu realitatea. Comisia de insolvență la nivel central, din care fac parte printre alții reprezentanți ai Ministerului Muncii, a publicat în Monitorul Oficial o decizie privind aprobarea criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil. Coșul minim lunar de consum pentru o familie cu 2 adulți și 2 copii din mediul urban, stabilit de Institutul de Cercetare a Calității Vieții, este de 2600 de lei. Oficialii consideră că din acești bani, familia poate chiar și economisi 236 de lei pe lună. Cei mai mulți bani ar merge pe mâncare, 1069 de lei. Ministerul Muncii și alte instituții de stat care au comandat studiul consideră că pentru o familie compusă din 2 adulți și 2 copii ar fi suficientă suma de 1069 de lei pe lună pentru a mânca bine, iar pentru activități de educație, cultură și recreere ar fi suficienți doar 53 de lei. Brașovenii sunt revoltați de calculele folosite pentru stabilirea calității vieții românilor. Câte nevoi are o familie compusă din 2 adulți și 2 copii? Am depășit această fază, dar în orice caz, sub 4.000 de lei, consider că nu te poți descurca. Dar cum considerați suma de practic 13.000 de persoane, da, pentru cultură? Mai mult au pușcăria și e în regulă. Adevărul e că trăim foarte prost și ei trăiesc foarte bine și li se rupe de noi. Asta e adevărul. Noi... Cine a votat să se spele cu ei pe cap, asta e. Alimentele. Alimentele sunt de proastă calitate, deci, și foarte scumpe. Deci eu chiar sunt preocupat de nutriție și sunt sub orice critică. Sub orice critică. Asta e adevărul, asta e țara în care trăim, ăștia sunt guvernanții pe care am votat, 509. Le ajunge 1069 de lei pe lună? Nu, sub nicio pentru formă. Mâncare doar. Sub nicio formă. 1069 de lei pe lună. Pentru mâncare doar. Da. Ce spuneți? O familie de doi părinți și doi copii? Uh-huh. Nu cred că ajunge 1000 și ceva pe lună. Și au pus la capitolul educație, cultură și recreere doar 53 de lei pe lună. Asta nu e în regulă deloc. Sunt profesor, dar sunt mamă de patrupezi. Și știu cât costă vaccinul, mâncatul, controlul la medic. Da. Deci mi se pare o sumă sub limita bunului simț. Tinerii susțin că pentru educație, recreere și cultură suma este ridicolă. 53 de lei pentru educație, cultură și recreere. Nu, asta e mult prea puțin. E bătaie de joc. Da, adică ce nevoie ai tu ca și tânăr, să zicem? Cel puțin la facultate... Pe ei trebuie cel puțin vreo 200-300 de lei numai pe cărțile de pe un singur semestru. E foarte puțin. Adică având în vedere cât costă un bilet la teatru sau la cinematograf, e foarte puțin. Cercetarea a fost făcută la Brașov, Constanța, Cluj, Iași și Timișoara. Prețurile pentru produsele alimentare au fost colectate din piețele și supermarketurile din cele 5 orașe. Așa s-a ajuns la suma de 1069 de lei pentru alimente și băuturi în coșul alimentar. Pentru îngrijirea sănătății, potrivit studiului, familiile de 4 membri iar ajunge 132,2 lei pe lună.
Durata de valabilitate a cardurilor de sănătate a fost prelungită cu încă 2 ani. Mai mulți brașoveni au solicitat emiterea unor noi carduri după ce le-au aruncat pe cele vechi. Prin urmare, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Brașov le recomandă asiguraților să păstreze cardurile de sănătate care expiră în această perioadă. Cardurile de sănătate care urmau să expire la sfârșitul lui ianuarie mai pot fi folosite încă 2 ani, spune reprezentanții CJAS Brașov. Măsura luată de autoritățile centrale va permite o economie de circa 270 de milioane de lei prin degrevarea bugetului de stat de cheltuielile aferente tipăririi aproximativ 14,2 milioane de carduri noi în perioada 2018-2019. Fondurile economisite în acest fel vor fi direcționate spre alte cheltuieli din domeniul sănătății publice. Posesorilor de carduri exact același lucru, cu riscul că mă repet, deci este clar, nu este nevoie să intre în panică, nu este nevoie să aibă stări de neliniște. Cardurile de sănătate s-a mărit termenul de valabilitate cu încă 2 ani de zile. Deci nu este nevoie de absolut nimic, au valabilitate, îi așteptăm și pot să beneficieze de absolut tot ceea ce doresc și tot ceea ce este legal să beneficieze în baza cardului de sănătate. La sediul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Brașov se mai găsesc peste 7500 de carduri neridicate încă. Brașovenii pot să-și verifice calitatea de asigurat și de pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Alocațiile și indemnizațiile pentru mame au întârziat luna aceasta. Timp de câteva zile, brașovenii au așteptat banii și au încercat în zadar să afle motivul întârzierii de la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială. Lămuririle de la autorități au venit chiar când au început să intre și banii în conturi. La solicitarea oficială trimisă de RTT, Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială spune că termenul de plată este data de 28, iar faptul că plățile se fac de obicei mai repede se datorează doar eforturilor agenției. Întârzierile de luna aceasta au fost cauzate de preluarea de la 1 ianuarie a plăților indemnizațiilor lunare a persoanelor cu handicap, ceea ce a provocat o aglomerare și o suprapunere de operațiuni. Beneficiarii sunt nemulțumiți că la agenție nu le-a răspuns nimeni la întrebări. Nu putem sta. Odată, unu, nu primim alocațiile, nu primim indemnizațiile, trimitem mail-uri, nu răspunde nimeni. La numerele de telefoane nu răspunde nimeni. Trăim ca în țara lui Papură Vodă. Brașovenii se așteptau ca banii să intre până în data de 14 ianuarie. Până în 14 ale lunii. Da, acum să vedem. S-a uitat soția mea pe cont și nu m-a văzut nimic. Trebuiau să intre sau când era de obicei intră? De obicei intra până în 15, dar acum am zis că au scris pe grup la primărie că poate să intre și până în 28. De obicei până când intra? 12, 13, ceva de genul. Și acum? Nu știu, încă nu am fost. Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială anunță că plățile s-au efectuat și banii au început de astăzi să intre în conturile beneficiarilor. Misiune îndeplinită. Asta au raportat jandarmii brașoveni la sfârșitul miilor de intervențiile care au participat și anul trecut. Fie că a fost vorba de misiuni de ordine și siguranță publică, de acțiuni de căutare, evacuare, desfășurate de structurile montane sau de solicitări prin 112, care au semnalat prezența în localității animalelor sălbatice, jandarmii brașoveni au încheiat încă un an în slujba cetățenilor. Anul care s-a încheiat a însumat mii de misiuni pentru jandarmii brașoveni. Au fost peste 5400 de acțiuni de menținere a ordinii publice, aproape 1000 de misiuni de asigurare a ordinii publice și peste 3000 de misiuni de intervenții. Am avut un an, spunem noi, liniștit, care nu a ieșit în evidență cu lucruri deosebite față de anii ceilalți în ceea ce privește misiunile principale de asigurare și restabilirea ordinii publice, pază și celelalte activități pe care le desfășurăm. Ne-au solicitat în continuare activitățile în zona montană, intervențiile pe care le-am avut în mediul montan, cele peste 66 de intervenții avute în anul 2018, care din păcate au avut și efecte negative, în sensul că am avut și 3 victime în acest an. 2018 a fost marcat și de manifestații de protest, comemorative, competiții naționale și internaționale, organizate pe diverse ramuri sportive și niveluri competiționale care au concentrat un public numeros. Gruparea de jandarmi mobilă Burebista a participat anul trecut la 680 de astfel de misiuni. Evenimentele au succedat într-o viteză amețitoare, să-i spun așa, anul trecut. Începând de la evenimente cu răsunet național, dar și internațional, un Cerbul de Aur, pot să-l menționez, Festivalul Internațional de Teatru și Film la Sibiu, evenimentele periodice ale Brașovului și cu siguranță în acest an vor mai fi și altele, mă refer la președinția Uniunii Europene, mă refer la alte evenimente care cu siguranță le veți afla la momentul oportun.
Pentru 2019, conducerea Jandarmeriei Brașov își propune să reducă din deficitul de personal, care în prezent se cifrează la 7% din organigramă. În ceea ce privește mobilitatea, anul acesta se vor face solicitări pentru achiziționarea de noi auto speciale. Ne dorim o îmbunătățire, într-adevăr, a dotării, a resurselor umane pe care le avem, în sensul de a reduce deficitele pe care le avem și de a înlocui o parte din tehnica și mijloacele pe care le folosim pe timpul misiunilor, care, așa cum cunoașteți, an de an, se uzează din punct de vedere fizic și moral. Anul trecut, din peste 10.000 de apeluri la 112, 230 au fost soluționate de jandarmi. În majoritatea cazurilor a fost vorba de apeluri care semnalau prezența animalelor sălbatice în localități. De la 1 ianuarie, plata prestațiilor sociale acordate persoanelor cu handicap se face din oficiu de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială. Schimbările legislative au cauzat întârzieri la plată, așa că mulți brașoveni au sesizat Direcția Județeană de Asistență Maternală și Protecția Copilului. Întârzieri sunt și în ceea ce privește biletele gratuite pe care persoanele cu handicap le primesc anual. Aceștia vor intra în posesia noilor bilete unice abia din luna februarie. Din 2019, persoanele cu handicap vor primi bilete unice pe care le vor folosi pentru toate tipurile de transport, interurban, rutier, feroviar sau naval. Biletele vor fi disponibile din 4 februarie. Pentru luna ianuarie, brașovenii care beneficiau de aceste bilete gratuite le pot folosi pe cele aferente anului 2018, dacă le mai au. Începând din acest an, există un bilet unic pentru toate tipurile de transport. Până acum erau bilete pe diverse tipuri de transport. Acest bilet unic urmează să se tipărească, de aceea anul acesta există o întârziere în acordarea biletelor, în sensul că oamenii erau obișnuiți să le ridice în luna ianuarie, acum le vor ridica începând cu luna februarie, conform prevederilor contractuale. Mai mult decât atât, locul din care se vor ridica aceste bilete este același, dar cu o diferență. Nu vor ridica biletele doar persoanele cu dizabilități sau persoanele împuternicite prin procură notarială. Până acum puteau ridica fără această procură, dar legea este foarte clară în acest sens. Întârzierile la plata prestațiilor sociale acordate persoanelor cu handicap sunt datorate modificărilor legislative. Astfel, banii acordați persoanelor cu handicap grav sau accentuat, dar și însoțitorilor lor, se acordă de la 1 ianuarie de către Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială. S-au schimbat reglementările legale și acum plata prestațiilor sociale ale persoanelor cu dizabilități se face de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială începând cu luna ianuarie a acestui an. Conform informațiilor primite de la Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială, plata acestor drepturi se va realiza în fiecare lună în intervalul 16-20. În județul Brașov sunt înregistrate 19.320 de persoane încadrate în diverse tipuri de handicap. Dintre acestea, 1.415 sunt copii, majoritatea încadrați în grad de handicap grav. Cuantumul prestațiilor sociale pe care aceștia le primesc diferă în funcție de gradul de handicap și variază de la 60 de lei pentru grad de handicap mediu până la 1163 de lei, cât primesc persoanele încadrate în grad de handicap grav cu însoțitor. Inspectoratul de poliție al județului Brașov s-a autosesizat în cazul unei manevre extrem de periculoase surprinsă pe DN1. Șoferul unui autoturism Skoda a depășit marți un BMW între localitățile Șercaia și Mândra, efectuând o triplare într-o zonă în care au loc frecvent accidente grave. Imaginele surprinse de camera de bord a unui autovehicul de gabarit mare arată cum vehiculul este depășit de un autoturism BMW. O mașină marca Skoda înmatriculată în București a intrat în depășirea BMW-ului, fiind la un pas de a provoca un accident. Din fericire, conducătorul BMW-ului nu s-a pierdut cu firea și a reușit să evite o tragedie. Corona Brașov va juca vineri de la ora 17:30 la Zalău, în fieful fostului selecționer Gheorghe Tadici, în ultima etapă a turului Ligii Naționale de Handbal Feminin. Cele două formații sunt despărțite de 3 locuri. Corona se află pe 5, în timp ce Zalăul ocupă poziția a 9-a. Partida de la Zalău ar putea aduce revenirea pe teren a Biancăi Tiron, după o pauză de 7 luni provocată de operații la ligamente. Brașovencele antrenate de Ion Crăciun au reușit două transferuri importante în această săptămână, când sub tâmpă au ajuns portarul Victoria Timoșencova și pivotul Raluca Agrigoroaie. Cele două au efectuat doar câteva antrenamente. Chiar dacă oficialii coronei au apreciat felul în care se implică în pregătire, trebuie să aibă răbdare pentru ca proaspetele achiziții să se integreze.